Mai trebuie un pic de damage, mai trebuie. Bene, bai, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți. Astăzi eu și Nocivanu vom descoperi 25 de moduri diferite de a muri pe Minecraft, oameni buni. Nocivane, ești îmbrăcat? De ce zâmbesc? De ce zâmbesc? Cum adică de ce zâmbești? 25 de moduri în care murim. Păi zâmbești pentru că ești fericit că o să înveți ceva nou astăzi, Nocivane, de asta da, zâmbești. Da, cum să morgem în Minecraft? Păi da, pentru ca să știi să nu faci, mă înțelegi, așa funcționează. Înveți ce să faci ca să nu faci. Ok, eu dispăr butonul. Unde a dispărut butonul? Să mă bată hamsterii. S-a furat butonul, ajutor. Unde a dispărut butonul? Nu vreau să caut butonul. Stai că ne zice profesorul O că avem niște camere și în fiecare cameră e un puzzle diferit cu o nouă metodă de a muri pe Minecraft. Așa că, Nocivane, wow, ia să vedem. Trebuie să existe un profesor. Păi normal că trebuie să te învețe cineva. Ia, caută prima locație, Nocivane, ia caut-o. Și nu uitați, apăsați like chiar acum. Ce Dumnezeu e asta? Butonul. E un butonul. Am apăsat și eu butonul, dar nu face absolut nimic butonul. Ne-am luat țeacă. Hai, Nocivane, să căutăm okay, pe aici. Ok, deci aici trebuie să murim cumva, corect? Uite prima cameră, uite-o, da. Exact. Camera întâi. Exact, camera cu numărul 1, ia. Avem pickex. Dar de ce ai tu pickex? Eu nu am pickex. Nocivane, dăm pickex. Ce Dumnezeu? De ce e numai un singur pickex? Fiindcă a cumpărat harta asta, eu am intrat pe harta lui, da, eu primesc pickex-ul. Da, da, îmi place să plătesc pentru hărți și gen să-i dea lui Nocivanu pickex-ul. Bă, Nocivane, ce dumnezeu, ai plătit pentru pickex-ul ăsta, dă-l înapoi. Ia că facem... o metodă să mori. What? Nu pot să dau în tine. Păi nu poți să dai în mine, că suntem pe modul aventură, Nocivane, suntem aventurieri. Aventura, strigați ura. Yes, trebuie să strigăm ura. Păi și ce facem cu ăsta, cum îi zice, cu tot fierul ăsta? Faci o găliată, luăm lava și ne punem în lavă și ești murim. Sigur? Ok, nu, asta e o idee bună, dar erau 9 bucăți de fier. Mă gândesc că poate trebuia să le folosim pe toate, dar nu cred, nu? Un anvil? Nu, putem. Nu putem. Nu, cred că ai dreptate, puțin. Nu, ai dreptate. Cred că cu lava. Că nu putem să intrăm aici, știi? Și de asta trebuie să luăm lava de acolo. Ia să vedem. Faci tu o găleată? Am furat repede, da. Hai, poftim găleata. Voiam să ne omori pe amândoi. What? Ia uite-te, magie. Cum am luat-o de la distanța aia? Nu știu cum ai luat-o, eu am crezut că am luat-o, că mi-a apărut și în inventar, dar Nocivane, vino aici împreună la colț, hai. Ia, la colț. Vezi că e o bubui. Stai, ce? Ok, cred că... acolo nu puteam să... Mi-a venit mie găleata magie. Cum ți-a venit găleata înapoi, Nocivane, nu înțeleg? Sunt magician. Ok, well, asta a fost primul mod de a muri în lavă, Nocivane. Deci eu am vrut să pun lava, nu m-a lăsat. Când am pus-o, ți-a revenit ție găleata, ce Dumnezeu. Doamne. Da, cred că sunt cheater sau ceva. Da, cred că trișezi, Nocivane. Ia uite că s-a transformat în buton. Opa. Bă, ok. Uite ce am eu. De ce Dumnezeu îți dă-te... Dă-le-a coace, Nocivane. Mă, ce se întâmplă? Deci avem lavă din nou, dar nu trebuie să murim în lavă. Nu cred că trebuie să facem ceva cu ăsta, să-l lăsăm să ne bată. Ar fi o idee, dă-i un hit. Acum am două săbii de undeva. Nocivane, am și eu sabie, îl bat. Eu-l bat pe ăsta. Nu-l bate, trebuie să mori. Trebuie să mori, Nocivane. Cum n-ai reușit să mori? Trebuie să mori acolo și tu n-ai... Ai murit tu și pentru mine, e ok, mulțumesc. Dar tu realizezi că mi-ai dat sabie și după aia mi-a dat și mie o sabie. Ce părere ai? Cele mai jocuri le găsiți pe Neba. Sunt jocuri și sunt amuzante, majoritatea dintre ele. Unele nu sunt, dar sunt foarte șmechere și foarte ieftine, ok? Dacă folosiți link-ul din descriere, aveți prețuri atât de mici să mă bată și trugaliții suport 24 de ore din 7 și... alte lucruri și vă rog cumpărați, că dacă nu mai pot să îmi plătesc chiria, pe bune, gen ăștia chiar, da, ăștia îmi plătesc chiria și gen dacă nu o să fiu dat afară și asta nu ar fi foarte ok, că o să fac video-uri de sub un pod. Practic am duplicat. Da, gen noi trișăm sau ceva. Bun, Nocivane, hai că tura asta, stai așa, doar lasă-mă să-mi dau eu seama, ia să vedem. Ling un cactus. Da, exact, provocări nebune, miam. Cactusul ăsta, asta, blană. Asta durează destul de mult, Nocivane. Cred că e destul de greu să mori înțepat în cactus. Sunt curios dacă există cactuși otrăviți, Nocivane, care gen te înțepi în ei și apoi îi faci o boală incurabilă sau ceva. Sper că nu. Dar dacă vrei, fi atent pentru tine, poate veni poliția. Nu, ar fi... Nu, aș vrea să nu vai... Nu. Au chemat o dată vecinii de sus poliția și aș... De ce ai musta...
Ce Dumnezeu? Am greșit un pic, dar acum e poliția. Bă, uita, bă, ai mustață și toată ți-ai pus aia deasupra capului. Ce Dumnezeu faci, bă, Nocivane? Bă. Sunt sirenă, îți plac sirenele? Îmi plac sirenele, îmi plac. Apropo, vii la concertul Andra Gogan? Da, dacă îmi dai bilet, vin. Actually, pot să-i cer două bilete. Dacă vii, îi cer două. Dar unde se ține? În București. Okay, la arenele romane. Barbașania și gen... Ah, da, da. Cum păi murim? Păi și nu știu cum murim, nu știu, ne aruncăm de pe plantele astea. Falling sau... damage? No. Pare destul de greu să-ți iei. Nu, ok, bun, am o idee, fii atent. Trebuie să luăm fructele astea de aici și după aia cred că ne... Uai, ok, poate nu. Oh, uite, o groapă aici. Ok, groapa asta e goală. Hai mă, Nocivane, că să știi că a devenit mai greu decât mă gândeam că o să fie. Ah, uite mă, eu... O, era o groapă unde... What? Oh, ok. Era efectiv o groapă în care trebuia să te arunci. Da, asta e easy. Era o groapă. Okay. Mamă, mi-a plăcut metoda asta. Hai că am călcat pe butoane și te-am luat și pe tine. Mamă, ce m-am transformat? What? Ce Ovidiu 700? Gata, ok, mă opresc. Scuze, gata. Nu știu unde a dispărut butonul Nocivane, dar... Hai să-ți arăt o schemă. Schema din Berceni. Vrei să o vezi? Ia. Yeah. Uite schema din Berceni. LOL. Următorul nivel, da, următorul nivel. Pa, 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 camera cu numărul 5. Camera cu numărul 1. Acum, da, acum asta e un spawner. Spawner, da. Tu de ce ai un băț și eu am o sabie? Pentru că eu mă descurc și cu bățul. Ok, well... oare trebuie să spargem torțele și să lăsăm să se spuneze ceva? Măi, de ce apeși pe toate butoanele? Mă, tu de ce poți să spargi alea? Tu nu poți? Nu, eu nu pot. Cred că tu poți să le spargi cu bățul sau ce? Nu știu. Hai, mai spargi-o, spargi-o și pe asta să vedem. A, nu vedeam. Gata. Oh, ok. Hai, pe mine primul. No, pe nu, mine? Pe mine primul. Pe cine mine? Moare, no. Cine moare primul? Hai, let's go. Are like... Nu-l bate, Nocivane, trișor. Nu mai trișa, Nocivane. Battle. Pleacă, bă. O da target pe mine, let's go. Nu, pleacă, Nocivane. O da target pe mine. Mamă, trebuie să se mai spaneze câțiva. Jumătate de inimioară mai am. Nu cred că... Ok, dai, zi. Bine, mă. Mamă, ce combination play îmi dau ăștia, Nocivane. Mama, au apărut 3 scheleți, mi-au băgat mortul în casă. Am murit primul. Ai murit primul. Păi ai trișat, că ai Hai dat... Hai să facem concurs, Pink, vrei? Vrei să facem concurs de cine moare primul? Da. Doamne, bun. Camera cu numărul 2, Nocivane. Deci ăla a fost un alt mod în care ai putut să mori. Omorât de schelete. Ia să vedem, am apăsat butonul. Bun, Enderman, eu primul. Ok, părluri și după aia ne dăm cu ele. Probabil, dăm cu ace perle, Nocivane, sunt ale mele, câte ai? Eu am sabie, tu n-ai una. Am și o sabie. Ai doar una? Da. Fii atent, apasă pe Q. Nu mă bate Enderman pe mine, mersi, asta trebuia să se întâmple. Bă, de ce? Mă, ce trișor, de ce te-am... Mamă, acum mă bat doi Enderman pe mine. Mă, de ce te-au atacat pe tine? Să mă bată ștrugaleții. Oh my god. Acum am rămas blocat aici, Nocivane, ce părere ai? Nu mai trișa, Nocivane, ok? Nu trișa, vreau să te văd că nu trișezi. În sufletul meu, da, am. Poftim, și acum o să ai două. Ok, două. Nu, tot unul am. Mersi de pickaxe. Easy. Ok, să vedem cum murim. Ok, văd o scară. Te poți urca undeva sus. Oare e clasicul? Nu cred că e clasicul deci să cazi de sus. Trebuie să faci ceva cu pickaxe-ul. Ia încearcă să distrugi puțin pe aici, că poate se ascunde ceva lavă, dar nu, că am murit de lavă. I mean, e un... Nu. Nu ți-o da degeaba pickaxe-ul ăla. Da, sigur trebuie să spargem ceva cu el. Poate e ceva care merge spart pe aici, știi? Și dacă îl spargem... Ia vezi, oare sus aici să ne necăm? Sus? Păi nu cred că... Dă cabelul ăla. Păi nu putem, că nu merge, uite. Ia tu. Ia vezi, poate tu poți să... Poate la mine merge, da. Cum ar fi să poți să spargi tu, că nebunesc? Nu merge. Ok, deja devine totul mult mai greu. Nu idee, dar dacă ne cățărăm pe ăsta și apoi sus de tot pe ăla și apoi ce? Să ne dăm falling damage? Dar nu cred că suntem la fel de sus și de aici și tot nu putem. Da, nu merge. Wait, maybe? Okay. Nu. Mă, trebuie să fie ceva neceva. Uite-te la fiecare bloc în parte, să nu fie ceva diferit. Și dacă eliminăm și opțiunea asta...
De la mine ăla un ocivane, că am eu o idee. Ia, dăm cu acest să vedem. Oh. Come on. Era un bloc care chiar mergea spart, da. Am încercat la toate mai puțin la ăla, așa cum am murit mânecas, corect? Da. De ce nu pot să te lovesc ca să te dau de aici, ca să mori mai repede? A apărut un chest pe dreapta, l-am văzut când am urcat sus. Ia du-te și verifică. Păi nu pot acum. Ai, du-te și verifică, nocivane, crezi că mă duc eu? Crezi că mă duc eu să verific sau ce? Ah, e chest acolo, ha? E chest acolo, am încercat. Nocivane, Mary, bă, ce-a încercat, bă, nociv să facă. Yay, am câștigat, let's go. Da, de obicei funcționează minciunile, dar nu au funcționat. Da, uite, cred că te-am luat și pe tine. Da, de fapt, necasă-i și tu. Bă, nocivane, da. Nu știu cum să-ți zic, dar amândoi ne-am uitat la pickaxe-ul ăla și efectiv nu am știut să ne uităm folosim. Ce scrie. Scria pe el că poate să spargă alea, aoleo. Scria pe pickaxe? Scria pe pickaxe în inventar, n-am că citit, opa. N-am fost atent. Ia vezi, uite-te la mine, uite-te la mine un pic, ai asta, asta și asta? Nu, am doar pickaxe și sabie. Ok, asta e destul de ciudat. Ok. Gunpowder facem TNT-uri, facem TNT-uri, gata, ăla e. Dă-te așa să farmezi, nocivane. Uite aici, direct fermă de XP. Mamă, așa trebuia să facem pe Mine City, de ce n-am făcut de asta? Da, uite cât de easy. Da, trebuia să facem 100.000 de TNT-uri. Hai că, uite, îți dau eu, am 40.000 de TNT-uri pregătite, uite ia. Păi ai gunpowder numai. Păi nu am gunpowder, tu fă rost de nisip cumva. Uite aici trebuie să punem astea ca să le activăm TNT-urile, cred. Da, și acum de unde obținem noi nisipul? Nisip. Păi tu n-ai, încearcă să sapi, nocivane, că tu ai. Destul de logic. Da, păi la tine era aia, nu la mine. Păi da, am crezut că nu merge, că dacă țineam, uite, toporul, nu mergea să spargă toporul. Păi of course, așa e, bă, nocivane, păi tu sapi cu toporul nisip. Da, eu pot și asta. Bă, acum întrebarea e unde craftăm noi TNT-ul, ia zi. Păi avem topor și cu toporul, facem ce? Ăsta. Oh, wait, actually, unu. Chiar poți să iei și lemnul cu toporul, nice. 2, ok. Avem aici al treilea și al patrulea. Ce drăguț. Poți să faci ăla? Tare. Hai, dă-mi să craftez eu niște TNT-uri și le punem acolo și gen... Am făcut crafting-ul și nu-l mai am în inventar. Cum adică nu-l... Uite-te la că l-ai... What? Mă, ce Dumnezeu se întâmplă? Nu mai am TNT-uri. Nici eu. S-a făcut un TNT de unul singur la mine în inventar, nocivane. Ok. Cred că am murit. Cred că am murit instant, cred că... Ăla nu cred că a bubuit, era un TNT fake. A fost cel mai fake TNT pe care l-am văzut, bă, a fost cu short fuse, a explodat în secunda 2, doamne iartă-mă, bă, nu ceva. Nu a explodat, nu știu ce s-a explodat. Păi așa funcționează TNT-ul, e pe speedrun, a zis gata frate, nu mai am chef și a început să cânte muzica lui Dream cu... Opa, stai că iară ești chem aici, avem masă de craftat. It is dangerous down here, ok, exact ce ne trebuie. Ok, so cred că trebuie să sape cineva acolo, dar am cred că trebuie topor. Să... Păi asta e că facem întâi un topor de lemn, după care luăm... Oh, right, un topor. Nu topor, pickaxe. Ne trebuie un pickaxe de lemn, nocivane. Bine, trebuie pickaxe, da. Da, acum îl facem. Gata, suntem niște genii. Ok, cred că eu sunt sclavul tău că tu nu faci nimic și te uiți la mine, doar și primești tu pickaxe-ul la final. Fii atent de nu primești tu pickaxe-ul. Ia! Bă! Easy, fur, ce-mi place să fur din casele oameni. Vedeți, bă, un cimare că nu pot să spargă. Aoleo! Ok, asta nu-i cinstit, eu fac toată treaba și îl primește pickaxe-ul la final. Nu e vina mea, nocivane, sunt bun la joc, ce vrei să vă... Bă, când ești bun... Joc. Bă, mi-am bătut un pic joc, bă, nocivane. Păi ia uite că acum am deblocat următorul nivel. A, și acum mergem mai jos? Mai jos, mergem jos. Voiam mai sus. Sus? Sus? Tun, 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 tun. Hai să dăm cum îi zice, un Among Us, nocivane. Haide, doar noi doi. Gen unul o să fie impostorul și celălalt o să fie... O să știe direct când celălalt e impostorul. Da, ok. So, am un topor. Eu am un stick. Ok, tu ai un stick, bun. Tu ești cu bățul, eu cu toporul. Fii atent, o să luăm lemnele. Am și bone meal. Bone meal-ul pentru ce o fi? Oare trebuie să creștem niște copaci și apoi să ne sufocăm unii? Dar nu cred, nu. Ia vezi nocivane acum, dai vino aici cu mine, vino cu mine. Hai, dar nu pot, dă-te mai acolo. Nu pot nici eu să mă dau mai acolo, că dacă mă dau... Ok, măcar dacă mor, tu stai acolo, că e bine. Ia. Ok, dai. Hai, am dat. Let's go. Să dacă mă bată și tu, galenții. Efectiv, gen, nu văd absolut nimic. Sunt blocat într-un bloc de lemn, nocivane. Eu sunt în frunzele lui și nu mor. Doamne, asta trebuia să facem. Hai că... Da, eu n-am murit.
Nu, e ok, te scot eu, uite, te-am scos cu forță. Am zis, gata, gaming, păi nu. Bă, Nocivane, ai murit în sufletul meu, asta vreau să știi. Ia zi, câte... Am murit în sufletul tău, cum adică, gen... Adică... Nu mai suntem prieteni, gata? Nu mai suntem, gata, stricăm prietenia, Nocivane. E, belea, gata. Păi îți mai dai eu șaua asta? Dă, bă... Nu? Păi trebuie să... Bă, nu se poate, trebuie să cooperăm, Nocivane. Ia zi, câte like-uri să lase oamenii, hai. 234.542 da, de like-uri. Probabil că nu atât de multe. Bun, l-ai îmblânzit, i-ai pus ăsta și acum ce? Și acum te bagi, uite aici, atent. Aici, aici, aici. Nu, aici, stai și vei muri. Ah. Easy. Gaming. Oh, chiar ai avut dreptate, Nocivane. Mă, de ce ești atât de inteligent, mă, Nocivane? Eu nu înțeleg. Asta este. Defectul meu. Defectul meu. Aoleu. Oh, vrei să okay, te aștept și pe tine? Hai să facem 6.000 de like-uri. 6.000 de like-uri? În prima zi. Următorul level, sper să mă surprindă, Nocivane. Adică eu aș vrea să-mi fiarbă creierul atât de complicat să fie. Te las singur la nivelul ăsta. Bine, bine, bine. Ia, fii atent. Hai, e foarte vedem. Simplu. Deci, prima dată începi prin a bate... Oh, aoleu. De fapt, da. Aoleu, chestii cu redstone, chestii cu redstone. Ah, păi super simplu. Dar nu te ajut, nu te ajut. Scrie-ți dacă te prinzi. Păi e super, foarte simplu, fii atent. Deci trebuie să apeși un buton și asta înseamnă că pui un redstone torch undeva ca să faci un inverter, desigur, desigur. Aici, păi, what? Ți-a dat ție ăla, nu? Pune-l aici, pune-l aici. Unde? Aici? Acolo, acolo. Nu, pe blocul ăsta. Nu mă lasă. Aha, okay, așa, bun, bun, bun. Și acum? Aaa, bă, zi-mă, Nocivane, bă, sunt deștept și eu sau doar tu? Ești 500 IQ. Bă, o secundă, bă, când am văzut redstone-ul ăla, am zis din prima, ah, inverter. Vreau să fim amândoi aici. Exact. Trebuia pa. Să fim amândoi de prima dată. Nu te văd, Nocivane, unde ești? Acum, stai. Acum trebuie să apăsăm cumva, dar nu văd. Păi, adică, de ce nu mai ai apăsat? A, gata. Păi nu, gata. Eu eram mai sus, pe mine nu mă sufoca. Acum mă sufocă și pe mine. Aoleu. Ajutor! Ok, gata. Asta a fost. Ceea ce mi-a zâmbit, Nocivane. Am murit în realitate. Tu nu sforei așa când dormi, lol. Eu așa sforei. Mă, ce-mi place sunetul ăla, mă, cine a făcut aia e comedy genius, dude. Ok, am furat tot. Ai furat, da, ce n-ai furat tot, e un buton aici, da. Bun, vei fi atent, aici e super simplu. Punem dispensorul ăsta, nu-l punem nicăieri, ți-l dau ție, că nu mai am nevoie de el. Cum ai făcut un dispensor? Sunt așa de confuz. L-aveam, l-am ciordit, efectiv. Ah, ok, bun. So, dispensorul ar trebui să ne gâdile cu niște pene, right? Da, da, da. Păi trebuie să facem niște săgeți, probabil, dar ne trebuie... Da, ne trebuie... Ne trebuie, da, flint, desigur, ce flint, ne trebuie? Ne trebuie. Păi vom ai lua lopată? De aici flint, pentru că, da, pe fiecare gravel aici gaming, fii atent, îmi dă câte un flint, destul de logic. Nice, da, 100% okay, lac. Ok, ok, da, 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 bun. Cred că e... Și ne trebuie... bețe, stai așa. Nu, bețe, Nocivane, nu le-au bețe, că nu avem bețe. Da, ok, bețe nu sunt. Sunt 3, okay. Testa aici. Ai deja să geți în inventar. Da, am, desigur. Păi și... Geți, okay. Și acum pui dispenserul și da, a fost destul easy. Da, dă-te așa să-mi tragă headshot. Au! Bă, nu mai trișa, bă, lasă-mă și pe mine să mor. Mamă, bă, nu mai văd butonul! Bă, dar tu e... Mă, tu cred că... Nocivane, n-avem suficiente săgeți să murim amândoi, tu știi, nu? Nu, avem 36 de săgeți, că man. Păi nu sunt suficiente pentru 2 oameni. Acum deja... mor eu, hai, te rog. Bine, hai, pam! Let's go, mersi. Doamne, nu apăsa... Și acum nu te las, nu te las să mor. Oh my god, îl urăsc atât de tare pe Nociv. Let's go. Fof. Hai, room 5, ia să vedem. Aici, Nocivane, o să fie greu, o să ne... Efectiv, o să ne vină foarte greu la amândoi. Aici e cel mai simplu. Apeși pe butonul ăsta, se face lumină și mori. Nu funcționează așa. Ok. Păi cred că ai ceva în inventar? Hai. Nu, n-am. N-ai absolut nimic. Opa! Asta a fost... Sigur nu trebuia să se întâmple Probabil că nu trebuia aia să se întâmple, dar a murit. Trecem la levelul următor. Mersi, Nocivane. Easy gaming. Da. Unul din cele 25 de moduri de a muri pe Minecraft este gen să tragă Nociv în tine cu arcul. Da, cred că există modul ăsta. Press here to teleport up. Gata, easy, am câștigat. Ok, mai am...
mai am like, jumătate inimioară mai am, da, și eu. Și eu, ok. Trebuia să fie epic și să mor din prima, dar nu m-am gândit că o să mai rămânem cu inimioară. Ești de treabă și tu nu apeși pressure plate-ul. Eu l-apăs mereu. Păi de ce l-apeși mereu, Nocivane? De ce nu te gândești și la ceilalți? Spune. Nu ai satisfacția de a câștiga. Păi satisfacția trebuie împărtășită cu oameni, altfel nu are valoare. Okay. Sunt destul de sigur că a zis odată Emil Cioran chestia asta. Da, eu cred că nu. Nu, sunt destul de sigur că a făcut-o. Iată, facem 3 bucăți de lână, după care facem așa, facem m-am prins. Și ți-am dat ție patul, normal, e destul de logic să ai tu patul. Da, gen, mă gândesc că... Ok, îmi zice bed is obstructed, crezi că... Păi eu asta zic că se întâmplă. Eu zic că nu putem să mai facem chestia asta din cauza schimbării de versiune sau ceva. Adică harta asta e de 3 ani și probabil acum 3 ani puteai să te pui în pat dacă era obstructed, știi? E murit, wow! Oh, wow, nu pot să cred că... chiar asta a trebuit să facem, nu ceva... Oh, am dat tot aici. Nu, ți-am dat eu kill, de fapt. Doamne! Dar tot nu a funcționat. Bine, hai că dau slash kill, uite așa, bun, și ar trebui să mă ducă aici. Și acum apăsăm butoanele. Da, se poate să fie versiunea, tocmai de asta ți-am dat kill. Ia să vedem. Da, a fost funny că ai crezut că ai murit. Camera cu numărul 3 acum, nu? Am fost în 2, nu? Nu, la 4. Suntem la 4? Suntem la 5. Nu suntem la 5. Ok, bun, hai că suntem unde trebuie. Opa. Okay. Nu ți este foame, încearcă asta, dar poți să folosești o singură dată, cum adică? Încearcă asta ce? Ia. Ne-a dat hunger. Ok, trebuie să... am înțeles, trebuie să pescuim... un pește pufferfish exact și să-l mâncăm și să facem. Ok, cred că o să dureze până facem noi asta. Hai. Da, păi sunt aici pe pescuit. Dă-te Nocivane că-mi sperii peștele. Ăsta-i, uite, îl vezi? Nu e și mi l-ai furat, era al meu. Ok, ți-l-am dat înapoi. Eu țin pufferfish. Dă peștele. Păi, problema e că chiar nu mi-e foame, gen. Ți este foame ca să poți să mănânci un pufferfish când o să fie? Mi-e foame în realitate. Actually, te cred, Nocivane. Și eu după ce termină aici... Trage! Bine, mersi. Păi și poți să-l mănânci? Că eu... Nu, îl țin eu, nu-l mănânc. Eu vreau doar să-ți fur pufferfish și să nu putem termina nivelul. Păi de ce nu zici așa, Nocivane? Wait, what? Ok, gata, am găsit noua metodă. Ți l-am dat înapoi. Și ți l-am furat ăsta la alt, hai. Bă, nu e pufferfish. Da. Păi nu știu cum să zic, dar am full viață și full hrană din nou. Da, cred că o să fie imposibil să murim cred așa. Că nu, trebuie să fie ceva, Nocivane, am căzut jos. Să tot țara așa. Deci am... Sunt prea rapid, Nocivane, cad pe cealaltă parte. Da, am pățit. Da, o să fie foarte greu să ne scădem toate inimioarele. Mă, nu, cred că la un moment dat... Gata, da, mi-e foame. Mi-e foame în momentul ăsta. Păi și mie mi-a fost, dar după aia s-a încărcat înapoi, jur. What? Jur că așa a fost, Nocivane. Păi poate pufferfish-ul trebuie să-l mănânci, să ți se încarce și mai greu și atunci ai timp să te omori. Știi ce zic? Probabil. Acum, gata, acum mi s-a dus-o de asta. Nice, mă arunc. Sunt și otrăvit. Ăla e, Nocivanu. Mamă, ce fericit e pink când e otrăvit și se mai și aruncă. Da. Ok, mai trebuie un pic de damage, mai trebuie. Let's go! Eu-s la jumătate și aș putea și eu, dar calc pe el, te rog. Ok, o să calc pe el. Voiam să te las, Nocivane, dar dacă vrei să calc, calc. Păi, dar mai dura încă vreo un minut, probabil, la mine. Bun. Hai că mergem acum la camera cu numărul 5. Nu, ia să vedem, 5. Ok, hai mă, pune-ne butonul să mă bată hamsterii. Butonul. Butonul, Blaze. Opa, blazer. Ok, avem bedrock, creeper și blaze. Urechile mele, Nocivane. Ce putem face cu blaze drăguri sau cu blaze powder? Și cu gunpowder. Wait, what? Ai idee ce trebuie să facem? Tu ignori total faptul că bat 100.000 de astea într-o secundă? Cred că le-am lovit cu pickaxe-ul și am stricat pickaxe-ul. Cred că trebuie să... Oh my god, Nocivane, am stricat. Vrei să-mi spui că ai stricat singurul pickaxe pe care l-aveam? Am stricat singurul pickaxe pe care l-aveam.
Da, dar îți plăcea măcar că mureau 200 într-o secundă. Bă, nu, ce mare, păi nu mă pricep eu să dau pum stângă-dreaptă, stângă-dreaptă. Ia, aia pasă. Trebuie să nu-ți mai dea ție pickaxe. Ok, promit că de data asta nu mai lovesc cu pickaxe-ul, hai. Lovesc cu pumnul, ia. Nu te apropia de zona asta dacă vrei să mai rămâi cu timpane. Ok. Ok, am... Bă, am ești un stack de gunpowder. Vă, că știi și tu schema din berceni. Da. Ia uite, mamă ce-mi place. Da, am și un stack. La autoclicker mergea blană. Exact. Păi nu de ăla ai tu? Nu, eu dau foarte repede. Sunt prea rapid eu. Really? Da. Ok, păi atunci sapă căulu cu târnăcopul, mă gândesc. Ok. Și... Ok, avem coal, avem un redstone torch, blaze powder. Mă, ce putem să craftăm, mă, Nocivane? Chiar nu înțeleg. Este epic să ne gândim. Deci avem, da, artificii? Nu, că ne trebuie firework da. Star. Blaze powder pentru cine trebuie sau road-urile pentru cine trebuie. Bun, hai să-ți arăt exact ce trebuie să facem. Ia. Impresioni. What? Fire. Intră în foc. Let's yes. Go. Mamă, ce fierbinte ești, Nocivane. Fierbinte. Bă, da, eu sunt un creeper, tu realizezi chestia asta? Da, văd că ești îmbrăcat în creeper, da. Nu, sunt un creeper, nu ești sunt îmbrăcat. Ești un creeper. Și aici ce Dumnezeu trebuie să facem? A, fac eu live de aici. Salutare, barbașanilor, și bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Ce, ăsta e studioul tău? Da. Da, gen, pare studioul de gaming, sincer. Așa e și al meu în real life. Se lasă pe spate ca scaunul lui PewDiePie, ia. Ia, vezi. Păi bun, ia să vedem care ești. E ceva apă acolo. Bun. Eu cred că trebuie să facem o poțiune. Ia uite, mă. Ia zi repede, vezi. Tu ești cu poțiunile, zi repede. Ce? Da. Cred că trebuie să punem 3 ochi de paianjen și 4, nu știu, poțiunile. Ok, bun, nu, fii atent. Deci e foarte okay, simplu. Ok, ne trebuie 3 sticluțe jos, în primul bun. Și în primul rând. Avem 3 sticluțe, bun. Ok. Și fii atent, punem prima dată nether wart ca să facem acord potion, trebuie blaze, right? Blaze powder, da, corect. Bun. Și cum se face o... Trebuie puțin de poison. Nu de poison, că poison nu te poate omorî la final. Nu știu, stai un pic, că mi-apare și ceva... Cu gunpowder, deci cred că trebuie să facem prima La final, Nocivane, când o pui să fie splash. Ok. Bun, pe atunci pune cu ochiul fermentat, ia. Mamă, Nocivane, dacă nu e asta și mai schemuit și nu trebuie să fie awkward potion, nebunesc. Ok, am încercat. Dar nu că funcționează, e clar. Nu okay. Sunt sigur. Nu ești sigur, bine. Ăsta-i the weakness. Nociv! Da. În poțiunea de poison... Ok, right. Chiar așa am cine zis dă de eu. Instant damage, potion of harming. Am înțeles. Și după aia cu poțiunea de De ce ți le-a dat ție? Nu, doar am luat poțiunile. De ce le... Pune-le înapoi, Nociv. O să iau în ultima secundă. Când e la limită, Nociv, iau poțiunile. Nocivane, lasă poțiunile acolo. Ok, bine, promit că las poțiunile. Ok. A luat cealaltă. Am promis doar că las poțiunile, mi-a venit mâncarea, bă. Mor cu Nocivanul ăsta, mor! Bine că a plecat, unde e gunpowder? Ne trebuie niște gunpowder, știi ce? Nu. Vezi că toți iau gen. Asta nu dă suficient damage. Ok. Oh no. Let's go, gamerul unde era, papa Nociv. Ce îmi place și îl scoatem și pe el de acolo că i-a venit mâncarea, yes. Ultimele 5 nivele, Nocivane, ia let's să go. Vedem primul camera nivel numărul aici. 1. Bă, dar să știi că gen sunt foarte multe moduri, nu cred că trebuie să ne aruncăm în lavă, mă gândesc, nu? Ar fi prea simplu. Sau ai putea gen, dar un apăsa butonul, am ajuns la un tron. Acum am, da. Asta a fost destul de easy, sincer. Mă, nu se poate ăla să fi fost modul în care trebuia să muri. Era prea simplu să te arunci în lavă, plus că am mai murit în lavă odată. Da, dar fii atent că poate psihologie inversă și te gândești, bă, nu trebuie să mă arunc în lavă. Eu am ajuns la cum îi zice, la tronul ăla, dar... Bla, bla, bla. Ce Dumnezeule mare e asta? Ăsta e un aragaz, ce Dumnezeu e. Bun, am un ghestir, un nether wart. Ce-ai uitat? Știi ce am uitat? Nu pot să cred. Am uitat să mai cerem un like.
Mamă, ok, o să fie mort episodul Nogivane, am uitat să cerem iar like-uri, doamne. Trebuie să cerem o dată la 5 minute. O dată la 5 minute, să ne amintiți în secțiunea de comentarii să cerem like-uri. Dacă tu poți să citești în timp real, da. Of course, da. Da, corect. Bun. Ok, am burluri, am water bottle și rotten flash. Arată-mi mie ce ai, că sigur, bă, că iar trebuie să facem ceva poțiuni. Rotten flesh am tot mâncat, lângă mol am vomitat. Lângă mol am vomitat. Nu, ok, bun, fii atent, trebuie să facem iară poțiuni, dar întrebarea e ce fel de poțiuni? Păi, că acum avem mult mai puține ingrediente, deci... Ghastir, ce fel de poțiune faci cu Ghastir sau Rotten Flesh? Caut. Potion, wheat... Avem și un sapling, ce Dumnezeu facem cu sapling-ul? Ghastir, ia. Poțiune cu Ghastir. The regeneration, nu cred că vrem. Nu vrem the regeneration. Bun, mai avem Rotten Flesh, putem să facem ceva cu Rotten Flesh-ul? Nu putem. Asta e regeneration. Mă, dar n-are sens. Da, nu putem să punem nimic în afară de asta de regen. Păi și ce ar urma să facem noi cu poțiunea de regenerare? Că noi nu vrem regen, vrem să vrem cum murim aici. Încă un ghastir. Avem 3 ghastiruri. Ne trebuie Eye of Ender. Ceea ce e super simplu, îl faci tu, că sigur mai ai Blaze Rod-uri. Sigur că mai am Blaze Rod-uri, lol, ok. E bogătan. Păi, dar ce, bă, Nocivane, dacă nu eu sunt plin de bani, atunci cine? Ce? Asta ziceam, că cine? Nimeni altcineva. Ok, like, credeam că se dă seama că am furat sticla. Exact când am furat sticla, tu te-ai dat urât la mine. Mi-am dat seama și de aia, Nocivane, desigur. Mi-am dat seama. Te rog, lasă toată sticla unde era. Cred că trebuie să aștept să se facă. Fii atent, dacă reușești să furi sticla asta care se face acum, să o dau pe restul. Hai. Bine. Că man, reușit, mă. Normal că am reușit și a fost 100% skill, Nocivane. Da, autoclicker. Nu, n-a fost autoclickerul. Okay. Bun. Un end crystal care e la tine acum, nu? Doamne, vino și pune-l aici. Trebuie să-l punem pe bedrock și cred că văzusem un bedrock. Ăsta de aici e. Nu, merge nu pe bedrock sau de ăsta alt, cum îi zice, obsidian. Bagă acolo. Ok, am uitat. Cred că asta a fost. Ăla a fost, mamă. Bă, suntem prea inteligenți, mă, Nocivane, mă. Trebuia să ne dăm seama de prima dată. El pro player, pe ne-am dat seama de prima dată, dar am zis să mai lungim episodul un pic. Exact, oameni buni, noi ne-am dat seama, dar am zis, hai mă, să mai tragem de timp, să mai lungim un pic episodul, să băgăm și noi niște reclame, mă înțelegi, că murim de foame, a început școala, Nocivane. O ai din asta? Well, am o de asta, yes. Ia uite-l, bă! Am înțeles, este schema din berceni pe care trebuie să o facem. Să te tot dai cu capul? Sau ce? Nu, eu mă gândesc că trebuie să intrăm pe acolo, prin găurică. Ok, da. Okay. Prin găurică trebuie să intrăm. Dar e foarte greu că te lovești de alte chestii înainte, știi? Asta e beleaua. Aoleo. Am intrat acolo, m-a dat înapoi, ce părere ai? Păi trebuie să rămâi acolo blocat, dar ești cam cringe, sincer, dacă ai reușit. Sunt cu capul în perete, Nocivane, ajutor. Cred că și eu la fel. Suntem efectiv unul peste altul, dar nu murim. Bă, nu înțeleg, am intrat acolo, Nocivane, crede-mă, și m-a dat înapoi. Ok, o să sparg un monitor și am doar unul ajutor. Oh, yes, let's go, gamer! Well, cringe, dar tot gamer, da? Ok, da, ești cringe. Da. Am zis aia doar de frica că o să mă bați la chestia aia, dar acum regret că am zis-o. Bun, ultimele două metode de a muri pe Minecraft, Nocivane, ia să vedem. Eu zic că asta o să fie foarte ușoară, fii atent, în 2 secunde o rezolv, ia. Bun, fii atent, okay. Da, e foarte simplu, luăm astea și facem hârtie, după care facem o artificie și apoi ne dăm în cap cu ea. Cred că asta e, da. Probabil... Am eu gunpowder, dacă vrei. Ok, ai niște gunpowder. Bun, și eu am gunpowder. Păi și acum ce? Păi acum facem artificul. Păi și cum se face artificul? Se pare că știu să fac artificii. E foarte simplu, e paper și gunpowder. Faci din păi și ce facem cu artificiile? Paper. Le pui aici și ne punem pe pressure plate și ne omorâm de la damage-ul artificului. Să mă, artificul nu dă damage. Ba da, dă damage. Păi, no. Nu, mi-e rușine, efectiv. Nu dă artificia damage. Ba da, dar înseamnă că trebuie să o colorăm sau ceva. Nu, trebuie să se lovească de asta. Artificiile dau.
Doar că trebuie să fie colorate, probabil. Deci că trebuie să fie... Am înțeles, am înțeles. Păi și cum le colorăm? Păi ne trebuie o floare, gen asta. Ba da, ba da, ba da. Ah, și gun... ce isteție și trebuie culori, am înțeles. Bine, bine, bine. Ok, păi, și trebuie Firework Star, cred. Corect. Trebuie și de aia sau doar culoare? Nu, cred că trebuie... Păi nu, fă un Firework Star... colorat, okay, cu gunpowder și culoare și dă-mi-l încoace să craftez eu niște artificii. Nu, gata, uite, eu ți-am dat pur și simplu, îți dau 3 firework staruri. Ok, roșii, da, ok, ok, și ok. Faci așa roșie, bun. Și le fac easy de-alea cu roșu, da? Ia să vedem. Avem 9 artificii colorate, ia calcă pe ăsta. Okay, dau damage, dar s-o dus sus. Acum ăsta, este. Bine. Ui, chiar dau? Da, dar ne trebuie mult mai multe. Ok. Ui, ăla a rămas acolo. Hai să mai facem. Am încă 3 flori. Oh, nu, cred că se poate, nu, Civane. Nice. Încă una, încă una. Let's go, easy. Bravo. Gaming. Mamă, bă, ce deștept ești, bă, nu, Civane. Eu chiar nu știam că artificiile colorate dau damage. Ok, ai aflat ceva nou? Da, astăzi, oameni buni, am învățat ceva nou alături de noi. Astăzi? Ce acolo? E un buton. Și bine v-am găsit. E un buton acolo la final. Haide să facem și ultimul nivel, oameni buni. Ultimul nivel ăsta pare destul de asemănător. Ok, cu redstone. Îmi place rău de tot redstone-ul. Urăsc redstone-ul. Ok, urăsc zombie. Am efectiv 10 de astea de carne de zombie. Redstone. Ok, și ce? Ok, am un topor. Cu toporul ce am putea face noi ca oameni? Putem noi ca oameni? Putem să luăm lemnele, corect. Ok, da, putem, putem. Lemnul, da. Bun, avem 3. Și ce faci cu el? 3 butuci avem. Și ce facem cu zombii, cu carne de zombii? Am un iron de la ăștia. What? Crezi că poate? Deci trebuie să farmezi iron. Nu cred că trebuie să farmezi iron. I mean. No. No. Am irosit iron-ul. Bă, e ok, nu, Civane, putem să facem altul, dar mai am o inimioară jumate, cred că pot să mor așa. Fii atent, am activat ăsta, dar... Ăsta nu e activat, ăsta dă doar delay, nu, Civane? Ăsta dă doar delay. Okay. Nu mă pricep la redstone. Oh, let's go! Ok, asta a fost prea easy. Am murit de foame, ce easy este jocul ăsta, oameni buni. Păi da, dar n-are sens, că era cu redstone. Probabil ori e pus la derută, ori nu știu. Yeah, hai cu mine, nu, Civane, că s-a deschis acolo ultima cameră. Mă duc primul. Mamă, nu te duc primul. Suntem liberi, ca... Stai că ne întâlnim. Ok, nu suntem foarte liberi. Efectiv liberi, da. Ok, asta a fost tot. Bă, da, îmi place cum arată pe aici, uite ce frumos e. Da, păi asta voiam să zicem la oameni, de aici pornește noul Mind City. Da, de aici, de ăsta este Mind City 2, începe acum, Nocivane, alegeți plotul. Glumim, oameni buni. După o să ia razna. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă îl iubiți pe Nocivanu, eu îl iubesc. Ok, și o să ne revedem pe data viitoare. Și mă duc într-o cameră să mor.